Doamna Rotaru. Sfințiile voastre, onorată asistentă, distinsă asistență, doamnelor și domnilor, sunt bucuroasă și emoționată pentru faptul că, iată, există această seară. Eu n-am să vă vorbesc despre carte, o să aveți fiecare bucurie atunci când o veți deschide. Vreau doar să evoc momentul în care eu l-am întâlnit pe Părintele Bucăriță. Zilele trecute, la prima noastră întâlnire la Biserica Precupeții Noi, mă întreba Părintele câți ani sunt de când ne-am cunoscut și am făcut o eroare, așa am spus, 18, de fapt erau atâția ani de la cel de-al doilea film pe care îl făcusem cu Părintele. M-am gândit mai bine și sunt 23 de ani, pentru că în 1997, în septembrie, veneam dintr-o călătorie după niște filmări de la Madrid, la familia lui Chilă Horia, și apoi la Paris cu Monica Rovinescu și Virgilie Runca pentru documentarul Vintilă Horia, și trecând prin Germania m-am oprit la doctorul Mihail Baican, doctorul de suflet al seniorului Coposu, susținător, membru și susținător al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, pe care îl cunoscusem în România și care mă invitase când trec în Germania să-l vizitez. Atunci am răspuns invitației și am fost acasă la doctorul Baican, la Bad Homburg, și am văzut și clinica pe care o avea acolo. La sfârșitul filmărilor și în ultima discuție, m-a întrebat dacă l-am cunoscut pe Părintele Viorel Mehedințu. Nu-l cunoscusem și mi-am exprimat dorința, căutasem, dar probabil că nu suficient de susținut, adresa, nu știam exact unde se află, știam foarte bine emisiunile de la Europa Liberă pe care duminică de duminică le ascultasem. Și doctorul Baican mi-a dat imediat numărul de telefon, mi-a spus mergi la Heidelberg, da, și eu și colegul meu, operatorul cu care eram atunci, ne-am pus pe drum deja, cum se spune. Și în momentul în care l-am sunat pe Părintele să-mi dea niște lămuriri mai precise cu traseul și cu adresa, am avut așa sentimentul că am răsucit butonul și am deschis radioul și înainte sau simultan cu aloul Părintelui, de fapt am auzit zisa Domnul către mine, cum spunea în emisiunile de la Europa Liberă. A doua zi am ajuns la Heidelberg și chiar acasă la Părintele. Aș vrea să vorbim direct, Părinte, să vă spun, deci, că venind acasă la dumneavoastră, am cunoscut un om plin de acțiune, plin de energie, care printre multiplele îndatoriri pe care le avea, între pregătirea unui botez, discuțiile la telefon cu enoriașii din comunitățile pe care și Părintele le-a enumerat și împărtășirea unui om bolnav, din câte mi-aduc aminte, v-ați făcut timp și ne-ați arătat Heidelbergul, ne-ați spus istoria orașului, ne-ați dus pe celebrul drum al filozofilor, pe urmă la Hotelul Europa Nouă, unde și-a trăit ultimele clipe în voievodul domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Ne-ați rostuit locurile de dormit ale fiecăruia și apoi ne-ați pus la masă. Am spus rugăciunea, împreună ne-am închinat și am început să mâncăm. Făceam și eu asta acasă de mulți ani, pentru că așa mă învățase bunica și mama și țineam aceste rugăciuni nu numai la masă și întregul labirint al vieții prin care îl treceam cu rugăciune. Tatăl meu murise de 3 ani, iar mama, fratele și cumnata și soțul meu se adunceau în boli grave. Am întrebat atunci la masă,
este, Părinte, timpul potrivit al rugăciunii? Astăzi știu că n-aș mai fi pus această întrebare, dar ea m-a ajutat atunci să primesc răspunsul pe care l-am primit. Și mi-ați răspuns atunci, timpul întregii noastre vieți este timpul rugăciunii. Pentru că starea de rugăciune este starea întregii noastre vieți, nu doar momentele. Dacă te rogi numai când te rogi, nu te rogi deloc. Nu știu cum au intrat în mine atunci aceste cuvinte în carne, în sânge, în nervi, în întreaga mea ființă. Poate că și în alte împrejurări, cei cu care mă întâlnisem, Vintilă Horia, ce citisem din Părintele Steinhardt, întâlnirea mea cu Părintele Cleopa și alții, poate mi-au fi spus lucruri asemănătoare sau același lucru. Dar atunci am trăit înțelegerea lor. De fapt, înțelegerea lor m-a dus spre o altă trăire. Și cu toată bucuria acestei întâlniri, cu smerenie și cu respect și cu dragoste, vă mulțumesc. Deși știu, și am să mă întorc acum două zile, deși știu că s-ar putea să gândiți sau pe urmă să-mi spuneți că jumătate din drum în asta l-am făcut eu. Dar eu vă mulțumesc pentru cealaltă jumătate de drum care pentru mine este un întreg de plin. Peste 5 ani m-am întors la Heidelberg și am făcut interviul pe care o să-l vedem acum, un fragment din acel interviu. Și m-am bucurat foarte mult să văd cu câtă dragoste sunteți înconjurat. De fapt, în întreaga existență a dumneavoastră pe care am putut să o cunosc atunci în casă, cu soția dumneavoastră, cu toate ființele care vă erau aproape și obiectele toate emanau o profundă iubire și o bunătate nemărginită. Și tot atunci am filmat și în biserica de la Frankfurt, Adormirea Maicii Domnului, în care maestru George Emil Crăsnaru a cântat Tatăl nostru. Nu pot să spun altceva decât, Părinte, la mulți ani, să-mi trăiți, să ne trăiți.